Cele 7 persoane reținute pentru că ar fi pregătit acțiuni de destabilizare în timpul protestelor din capitală vor sta următoarele 30 de zile în arest preventiv la izolator. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis cererea procurorilor. Suspecții care încercau să-și acopere fața au refuzat să facă declarații sau să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Între timp, poliția a oferit câteva date despre identitatea acestora. Cele 7 persoane reținute sâmbătă de către oamenii legii au compărut în fața judecătorilor pentru mandat. La cererea procurorilor, ei au fost plasați în arest preventiv pentru o lună. Bărbații au refuzat să facă declarații. Aveți legătură cu ceva din partidul de opoziție? Aveți legătură cu ceva din politicieni? Potrivit poliției, învinuiții sunt bărbați cu cetățenie moldovenească, cu vârsta cuprinsă între 21 și 39 de ani și sunt partea unui grup criminal organizat. Aceștia au domiciliu în nordul Moldovei, inclusiv în Bălți, iar 3 dintre ei au mai avut abateri de la lege, fiind investigați pentru furt și jaf. Investigațiile pe acest caz continuă, au mai anunțat oamenii legii. Amintim că duminică, șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că serviciile speciale din Rusia ar fi pus la cale destabilizării Republica Moldova prin manifestațiile din Chișinău. În total au fost documentați 25 de bărbați, 7 dintre care au fost reținuți, aceștia fiind liderii grupurilor care urmau a fi create, a mai anunțat șeful IGP. Potrivit lui, persoanele reținute ar avea legături cu reprezentanții ai partidelor de opoziție și cu unii organizatori de proteste, dar a evitat să dea nume și denumiri ale formațiunilor politice, vorbind despre legături presupuse. Reprezentanții ai organizatorilor manifestațiilor au respins acuzațiile, calificându-le drept insinuări și înscenări ale poliției și menționând că protestele sunt pașnice. Autoritățile statului au apreciat acțiunile oamenilor legii, iar reprezentanții ai Consiliului Federal din Rusia au declarat că aceasta este o banală provocare a liderilor Moldovei, care acuză Rusia de toate păcatele.